Mobilizare generală în prag de sărbători. În săptămâna premergătoare sărbătorilor pascale, organizația PES Activist Mehedinți, sub atenta coordonare a președintelui Bogdan Simcea, alături de Cristian Hârșovu, consilier local Comuna Izvorul Bârzii, au fost alături de câteva familii din Comuna Izvorul Bârzii, făcându-le o bucurie înainte de cea mai importantă sărbătoare creștină. Prin campania Culori de Primăvară, inițiată de europarlamentarul și secretarul general al PES Activist Victor Negrescu, se încearcă an de an ca lumina și bucuria să fie aduse în sufletele copiilor cu posibilități materiale reduse din toate județele din țară. Această campanie este o tradiție și în județul Mehedinți, unde este coordonată de președintele PES Activist Mehedinți, Bogdan Simcea. A devenit deja o tradiție ca în prag de sărbători celor mai puțin norocoși să le fie întinsă o mână de ajutor din partea celor din organizația PES Activist Mehedinți, coordonați de președintele Bogdan Simcea, alături de consilierul local al Comunei Izvorul Bârzii, Cristian Hârșovu. Toate astea au fost posibile datorită sprijinului necondiționat al președintelui Consiliului Județean și al Partidului Social Democrat Mehedinți, Aladin Georgescu. În primul rând, suntem aici cu colegii noștri de la PSD Izvorul Bârzii, de la organizația PES Activist Mehedinți. Și am venit să vă urăm sărbători fericite. Mulțumim asemenea și vouă. Și multă sănătate și să vă bucurați de copilași. În prima familie la care au ajuns și de la PES Activist Mehedinți, alături de cei din echipa Partidului Social Democrat din Comuna Izvorul Bârzii, au fost puse o mulțime de zâmbete pe fețele copiilor. Sărbătorile sunt acum mai fericite pentru această familie, care este extrem de recunoscătoare pentru toate darurile primite. De asemenea, satele românești adăpostesc campioni care fac performanțe uriașe, familie mare, printre care regăsim chiar și campion la cross. Mulțumesc pentru cei care ne-au adus aceste cadouri. Sunt foarte bucuroasă că le-au adus. Practic, ca atletist de 11 luni, am fost la București și am obținut locul 2. La ce ai obținut? La proba de 800 de metri. Cum ți se pare gestul acesta, acum în prag de sărbători? Ce pot să zic? Mulțumesc celor ce s-au implicat. Îți doresc un Paște fericit. Și mulțumim pentru cadouri. Cu un prag de sărbători, cei cu suflet mare s-au gândit la dumneavoastră și au zis să vă ofere câteva mici cadouri din partea lor. Spuneți-mi ce părere aveți despre acest lucru. Și noi mulțumim frumos pentru această binefacere, pentru aceste cadouri, pentru acest exemplu care îl faceți în special pentru copii. Copiii se bucură și pentru o bomboană, cu atât mai mult pentru mai multe cadouri care le-ați adus dumneavoastră. Este un gest frumos din partea oricui face astfel de cadouri și noi ne bucurăm împreună cu ei și mulțumim tuturor celor ce s-au gândit la această binefacere. În următoarea familie la care cei din organizație s-au oprit, am găsit patru băieței care chicoteau puierii la poarta casei, bucurându-se sincer de puținul pe care îl aveau. Aceștia au fost foarte bucuroși la primirea tuturor cadourilor, iar cel mai mare dintre ei l-a mulțumit celor ce nu i-au uitat de sărbători. Ce pare la școală? Foarte bine. În ce clasă ești? Pregătitoare. Ce ani ai tu? 7. Mai spunem despre aceste cadouri, cum ți se par? Foarte frumoase. Și celor de la organizație, ce ai să le transmiți? Las că le deschid acum. Mulțumesc și Paște fericit, să aveți sărbători fericite. Mama celor patru băieței cu chip de înger a fost foarte recunoscătoare și bucuroasă că familia lor nu a fost uitată și au primit aceste daruri înainte de Paște. Spuneți-mi acum un prag de sărbători, cei de la PES Activist împreună cu cei de la PSD din comuna aceasta s-au gândit la dumneavoastră și v-au făcut câteva cadouri semnificative. Cum vi se pare această acțiune? Sincer, mă bucur că s-au gândit și la noi. Ca de fiecare dată, cu mici atenții, cu mici cadouri, sunt binevenite și ne bucură. Altor două familii le-au fost dăruite jucării, hăinuțe și alimente de bază, asemenea celorlalte, de care atât cei mai mici, dar și adulții, aveau mare nevoie, mai ales în preajma sărbătorilor. Cum vi se pare acest gest din partea celor de la organizația PES Activist împreună cu cei de la PSD? Foarte bine. Ce aveți să le transmiteți de sărbători? Sărbători fericite, Paști frumos, bogat
să fii mai bine. Mai bine să vă mulțumesc cu plăcere. Bogdan Simcea, președintele PES Activist Mehedinți, alături de echipa sa, în colaborare cu membrii Partidului Social Democrat din Comuna Izvorul Bârzii, coordonați de Cristian Hârșovu, au fost bucuroși să le asigure un minim de alimente, haine și jucării în cadrul campaniei Culori de Primăvară, campanie care are un real succes la nivel național, pentru că prin intermediul ei și al celor care se ocupă de organizarea acesteia, ajută mai multe familii nevoiașe să se bucure de sărbători. Ne bucurăm că astăzi am ajuns în Comuna Izvorul Bârzii. Cum bine știți, în ultimii ani PES Activist România are o campanie denumită Culori de Primăvară. Mă bucur că astăzi am fost alături de colegii mei de la PSD Izvorul Bârzii, PES Activist Mehedinți, și am încercat să aducem, odată cu venirea sărbătorilor pascale, un zâmbet pe chipul copiilor din localitatea Izvorul Bârzii. Aș dori să-i mulțumesc totodată și consilierului local Cristi Hârșovu, care a fost alături de noi în această acțiune pe care am avut-o în această zi. Cristian Hârșovu, un om cu suflet mare, întotdeauna implicat în viața comunității, în calitate de consilier local, a însoțit membrii PSD și a fost la mai multe familii din Comuna Izvorul Bârzii pentru a împărți puțin din magia care se răspândește în preajma sărbătorii Învierii Domnului. Astăzi ne-am gândit să facem o bucurie copiilor din localitatea noastră, pentru că suntem în pragul sărbătorilor pascale și așa mi se pare normal să facem o bucurie copiilor, pentru că dar din dar se face rai. Și astăzi a fost alături de noi domnul secretar de stat Bogdan Simcea și mai mulți membri ai PSD. Acțiunile realizate de PES Activist Mehedinți sunt menite să aducă un strop de bucurie în sufletele familiilor din județ pe care le-au vizitat cu ocazia sărbătorilor pascale.